Activitatea de astăzi este parte a proiectului cultural-educațional Câmpul Lung 2021, Capitala Scrisului Românesc, proiect inițiat de Primăria Municipiului Câmpul Lung, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la redactarea scrisorii lui Neacșu din Câmpul Lung către judele Brașovului Hans Beckner. Școala Gimnazială Oprea Iorgulescu marchează acest eveniment deosebit, astăzi, 12 iunie 2021, printr-o activitate deosebită, deoarece în cadrul acestui proiect am avut invitați și parteneri în proiect, Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov și Institutul Confucius al Universității Transilvania. Astăzi, partenerii noștri sunt invitați la Câmpul Lung pentru a asista la activitățile desfășurate de Școala Gimnazială Oprea Iorgulescu. Mulțumim partenerilor implicați în proiect și implicit elevilor care au făcut schimb de corespondență cu elevi de la Brașov. Vă mulțumim! Ce conține de fapt proiectul? Proiectul a constat într-un schimb de corespondență între elevi din Câmpul Lung, elevi de gimnaziu și elevi de gimnaziu de la Colegiul Național Andrei Șaguna. În aceste corespondențe, elevii Școlii Gimnaziale Oprea Iorgulescu au prezentat, prin intermediul scrisorilor, orașul Câmpul Lung, municipiul Câmpul Lung, școala gimnazială în care ei își desfășoară activitatea și pasiunile pe care ei le au. Au primit ca răspuns de la elevi de la Brașov prezentare a orașului Brașov, a municipiului Brașov, a școlii și a Colegiului Național Andrei Șaguna, astfel încât elevii astăzi au venit să se și cunoască. În primul și în primul rând, este foarte bine că după ce au corespondat s-au cunoscut față în față. Asta este fascinant, pentru că știți foarte bine, în mediul virtual lucrurile nu stau chiar așa, și anume poți să-ți faci un cont fals, poți să te dai drept altcineva și să scrii tot felul de lucruri care nu te reprezintă, dar aici a fost vorba de scritură clasică, adică scrisoare, și atât de frumos au fost făcute scrisorile astea, au fost pătate cu cafea ca să dea tenta aceea de vechi, au fost arse pe margine tot așa ca să pară vechi. Și acum s-au cunoscut față în față și mă bucur foarte tare. Și avem aici cine de la Brașov? Hey, bine ați venit la Câmpul Lung și mă bucur foarte mult că au venit copiii de la Brașov. De la Șaguna sunteți toți? Da! Da, bravo! Și mă bucur foarte mult. E foarte important să nu lăsăm acest antrenament de a scrie de mână, pentru că, vedeți, trăim zile în care se scrie prescurtat în limba engleză, se scrie agramat și cred că e foarte important să ne păstrăm și să ne bucurăm de limba română, atât de fascinantă și unică. Domnule primar, când a scris ultima scrisoare? Scrisoare, nu am scris. Am scris o carte poștală chiar ieri, când am fost la mauzoleul de la Mateiaș și am scris acolo o carte poștală. Cu Dumnezeu să binecuvânteze Câmpul Lung și România. Mă bucur foarte mult că acest schimb de scrisori s-a realizat. Suntem la prima școală din țara românească și este foarte important că Oprea Iorgulescu, școala Oprea Iorgulescu, a intrat în corespondență cu elevi de la Andrei Șaguna. Evident că scopul acestui proiect n-a fost numai acesta, nu? Ca elevii să scrie între ei, să încurajăm scrisul de mână, să nu uităm frumusețea limbii române, melodicitatea limbii române. Obiectivele sunt, să spunem așa, pe termen lung și ele încep să apară. Dincolo de această corespondență, un obiectiv a fost acela de a stabili strânse legături între elevi din Brașov și elevi din Câmpul Lung. Observăm astăzi că școala Oprea Iorgulescu are invitați elevi de la Andrei Șaguna. Știm foarte bine, Colegiul Andrei Șaguna este cel mai cunoscut din Brașov. Și este de lăudat această activitate. Repet, este bine că proiectul a reușit din această perspectivă și mă refer la această corespondență între elevi. De asemenea, e foarte bine că școlile, și nu numai Oprea Iorgulescu, au stabilit legături pe termen lung și o să vedeți că și celelalte școli desfășoară activități, dar nu numai legate de scris, o să fie așa un schimb de experiență și între
elevi, dar și între profesori din discuțiile pe care le-am avut cu directorii de școli. Dar este foarte important că lucrul ăsta se întâmplă și un obiectiv a fost atins și celelalte urmează să fie și ele atinse. Întreb acel lucru pe care l-am întrebat și pe doamna primar, când a scris ultima scrisoare? În fiecare zi scriu câte ceva. Am un jurnal și acolo notez câteva lucruri. În mod oficial, ieri participând la Ziua Eroilor, am scris o carte poștală pregătită de muzeu, dar în fiecare zi am denotat așa câteva însemnări, astfel încât peste timp să-mi aduc aminte de vremurile trecute. Deci nu ați părăsit, să zicem așa, hârtie? Sub nicio formă. Spre exemplu, astăzi, fiind la Oprea Iurgulescu, mă simt așa, ca peștele în apă. Și de fiecare dată când merg într-o instituție de învățământ, este absolut normal că provin de acolo și vin cu plăcere în orice instituție de învățământ din Câmpul Lung, dar nu numai. Sunteți pentru prima dată în Câmpul Lung? Da. Nu chiar, dar n-am mai vizitat Câmpul Lung. Eu am mai fost în Câmpul Lung de mai multe ori. Ce ți-a plăcut? Orașul și străzile sunt frumos amenajate cu flori și sunt curate. Există o asemănare între Câmpul Lung și Brașov, așa, identificat? Ambele orașe sunt frumoase, aș zice, dar mi se pare că Câmpul Lung îți dă oarecum un sentiment calm, ca să zic așa. Mă simt mai lejeră aici decât la mine în oraș, nu știu. Brașov este mai aglomerat, da, exact. Este plin de mașini, tot e gălăgie mai mereu și sunt mulți oameni pe stradă și... Da. Ce-ai scris în scrisoare? Ne poți dezvălui așa? Am scris despre pasiunile mele, în primul rând. Îmi place foarte mult să desenez, să citesc și să scriu, în general. Tu? Eu am încercat să scriu astfel încât Ariana, fata căreia i-am scris, să-și facă o oarecare idee despre mine, să-și facă o imagine, ca apoi când ne vom vedea să vedem să văd eu, de fapt, dacă am scris bine în scrisoare și, la fel ca și Daria, am scris pasiuni, cum arăt, materii preferate din astea. Eu am încercat să fac scrisoarea cumva amuzantă, adică să nu te plictisești citind-o și astfel am adăugat întrebări sau asocieri, asemănări ca corespondenta mea, Anastasia, să nu se plictisească citind scrisoarea și să știe ce gândesc eu, cum arăt, cum interacționez cu ceilalți. Vă mulțumim foarte mult pentru invitație, mulțumim primăriei din Câmpul Lung pentru această inițiativă, școlii dumneavoastră, inițiativă minunată de a realiza această corespondență care reface peste timp și peste munți traseul scrisorii câmpulungeanului din Neamș. E o acțiune extraordinar de relevantă, mai ales în contextul acesta școlii online, pentru o lume atât de digitalizată, iată, copiii noștri au fost puși să scrie de mână și știm foarte bine, scrisul de mână ne exprimă cel mai bine personalitatea. E amprenta noastră cea mai vizibilă și din punct de vedere antropologic, știm bine, și din punct de vedere cultural. E extraordinar lucrul acesta și vă așteptăm cu mult drag la Brașov. Brașovul care are o tradiție excepțională în privința scrisului, vorbeam cu domnul profesor mai devreme, de întreaga tradiție de la Corezi încoace. Tiparnița lui Corezi se află la prima școală românească pe care vă invităm să o vizitați când veniți la noi. Și evident să ne vizitați școala, o școală cu o îndelungă tradiție, ea datează de la 1850. Este o școală cu un prestigiu extraordinar și dacă tot vorbim de tradiția scrisului, i-aș menționa aici pe Titu Maiorescu, Octavian Goga, Lucian Blaga, care au fost elevii școlii noastre. Așteptăm cu drag și veți vedea multe lucruri minunate și în școala noastră. Mulțumim tare! Bine ați venit la școala mea! E doar o școală, însă are ceva! Mă face să întreb mereu de ce e atât de scurtă ora dintre pauze. E minunat să am de partea mea și notele din catalog și muzica. Iar când revin din recreație, pe geamul clasei îmi zâmbește soarele. Îmi place școala, poate e ciudat. Îmi place școala,
poveste e istoria. Să scriu acum compuneri ușor, imaginația-mi dă aripi ca să zbor. Iar de aici, direct din școala mea, v-am salutat, e gata recreația. Îmi place școala, poate e ciudat, îmi place școala, e adevărat. Colegi de bancă și examene, îmi place școala, nu mă întrebați de ce. Îmi place școala, poate e ciudat, îmi place școala, e adevărat. Ore de clasă, dar și pauze, îmi place școala, acum știu de ce. Îmi place școala, acum știu de ce. Fii de iarbă, fii cel măi, sunt româncă din Mușcel. Mă mândresc și spun așa, măi, România-i țara mea. S-a tăit major, mie viața-n sărbătoare, cântă cântă cu foc, inimioara mea. S-a tăit major, mie viața-n sărbătoare, cântă cântă cu foc, inimioara mea. Fii de iarbă, firice, măi, sunt româncă din Mușcel. Plaiul căprioarelor, măi, leagă-n-un mioarelor. S-a tăit major, mie viața-n sărbătoare, cântă cântă cu foc, inimioara mea. S-a tăit major, mie viața-n sărbătoare, cântă cântă cu foc, inimioara mea. Fir de iarbă, firice, măi, sunt româncă din Mușcel. Unde-s brazii cetinați, măi, și românii din Carpați? S-a tăit major, vorbim despre trecut, despre 150 de ani, avem prezentul, sărbătorim,
dar eu cred că cel mai important lucru sunteți voi. Și tocmai de aceea, la început, doamna directoare, ne urea bun venit oaspeților de seamă, dar eu aș vrea să vă spun vouă bine ați venit, pentru că voi sunteți actorii principali și aș vrea să vă ziceți numele fiecare dintre voi. Deci bine ai venit! Ruxana Daria. Ariana, bine ai venit! Ai emoții? De ce? Incinescu Babi. Și fetele și cei care au plecat, să le spuneți. Bine ați venit! Ce e fascinant la limba română este că dacă ne-am întoarce timp, 500 de ani ne-am înțelege. De voi depinde ca peste alți 500 de ani oamenii să înțeleagă ce s-a întâmplat în urmă cu 1000 și să înțeleagă limba. Câți dintre voi aveți pe cineva plecat în străinătate la muncă? Câți dintre voi aveți un prieten plecat la muncă? O cunoștință? Fără număr. Avem o altă România dincolo de granițele țării. De voi depinde să nu uităm să iubim, să gândim și să visăm în limba română. Vă mulțumesc și vă iubesc tare și sunt sigură că împreună putem să facem din Timpul cel mai cunoscut oraș din Europa, să începe cu Europa, pe urmă din lume, dar și cel mai frumos oraș. Și v-aș ruga și v-aș invita să contribuiți la asta, activ. Iar atunci când scrieți, să nu vă gândiți că trebuie să scrieți în șabloane, să scrieți și simțiți. Asta e cel mai important. Place școala, nu e nimic ciudat. Absolut nimic ciudat. Și vreau să mai fac o remarcă legată de piesă. Cred că în spatele piesei a stat cineva care știe bine istorie și textul a fost extraordinar de bun și a surprins foarte bine realitatea din țara românească și relațiile dintre țara românească și Imperiul Otoman, văzând lucrul ăsta și ca profesor de istorie. Vă felicit pe toți și vreau să vă spun că activitățile au fost extraordinare și mă bucur atât de mult pentru că o idee, la început a fost doar o idee, am reușit cu toții să desfășurăm niște activități superbe. Este o activitate deosebită pe care am văzut-o astăzi. Au fost activități în școlile din Câmpul în care s-au desfășurat și care vor urma să se desfășoare. Obiectivul principal al acestui proiect Câmpul Lung 2021, Capitala Scrisului Românesc, a fost tocmai acesta. Și anume, acest proiect trebuie să aibă o importantă componentă educațională. Nu trebuie să uităm acest lucru. Dincolo de celelalte activități care se desfășoară, nu trebuie să uităm educația. Și știm foarte bine că investiția în educație este o investiție sigură, dar știm foarte bine că lumea nu are răbdare. Asta este un motiv pentru care lucrurile nu merg bine în educație. Pentru că nu există răbdare, rezultatele nu se văd. Trebuie să avem răbdare. Și, dragi elevi, vreau să vă spun că singura soluție pentru a reuși în viață este școala. Nu este nimic ciudat. Nu există altă șansă pentru noi toți decât să reușim prin educație. Și știm foarte bine proiectul România Educată. Altfel nu se poate. Societățile occidentale, ne uităm la vestul Europei, nu au reușit decât prin educație. Și repet ce spuneam puțin mai devreme. Cred că ne atingem obiectivul cu acest proiect și anume componenta educațională. Vreau să le mulțumesc și reprezentanților Colegiului Andrei Șapună, reprezentanților Universității Transilvania, pentru că prin acest parteneriat ne-am atins obiectivul. Dar cred că acesta este doar un început. Din discuțiile pe care le-am avut și cu reprezentanții primăriei
Brașovului și cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Brașov și cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Argeș. Numai astfel putem să reușim și deja știu că această colaborare dintre școli merge mai departe. Și e un lucru extraordinar. Vă felicit pe toți, mulțumesc! Mărturisesc că port cu mândrie acest costum popular pe care doresc să vi-l descriu. Sunt româncă, mă vedeți, păr străin mândru strămoșesc. Poziesc ca spicele, ochi frumoși ca murele și obrajii ca bujorii ca să moară toți feciorii. Foi verde de dințel, sunt fată de la mușel și am să vă prezint îndată cu ce sunt eu îmbrăcată. Să vă spun ce am aici, în picioare am împingi și ce rap lucrați de mine, nu cred că ai ce să spui, care arată destul de bine. Mă mândresc cu a mea, fiindcă e de o veșnicie, nu că n-ar avea pereche, dar chiar este foarte veche. Lucrat de mâini dibace, cu altițe și șabace, mii de împunsături de ace. Pânza ei este albă, iar la gât se pune sală. Am aici și o prestuță, țesută de-a mea mânuță. Într-un firișor de lână, obținut chiar de la stână, de la Badia Ionel, nu a fost lucru de șală. Tu unde oaia, spală lână, du-te cu ea la darat. Toarce și vopsește odată ca să fie așa vărgată. Desenat cu un alt vrăjit, râde bruv vălurit, mijlocelul strâns în bete și la femei și la fete. Unii zic că-i cingătoare, iar pe cap am legătoare, priviți, floare lângă floare. Pe cap mi-am pus și maramă ca să fiu luată în seamă. Fote cu alesătură, cu modelul înspicat, în bete îl prinde în minișor, fiindcă scapără de flori. Florile-s de pe mușcele, de la una mamei mele. Mama mi le-a dăruit, bine mi s-au potrivit, că și eu sunt mărunțică, exact ca mea străbunică. De aceea eu iubesc portul nostru românesc. Poale mândre cale mele, spuneți, care fată mare se fărește că le are? Prea distinsă adunare, sunt haine de sărbătoare, lucrate înșezătoare, urzite în zi de clacă, veșnicia s-o petreacă. Cu 500 de ani în urmă, mai precis la sfârșitul lunii iunie a anului 1521, un locuitor de bază al orașului Câmpulung, pe nume Neacșu, trimitea o scrisoare lui Hans Berger, judele Brașovului la acea vreme. Scrisoarea lui Neacșu a suscitat de-a lungul timpului interesul istoricilor și pe cel al filologilor. Neacșu a fost și rămâne până astăzi autorul primului document scris în limba română cu stove chilirice din spațiul românesc. Cercetările de până acum au arătat faptul că jupânul Neacșu a fost un reprezentant de seamă al orășenilor din Câmpul Lung și un mare degustor al țării românești din prima jumătate a secolului al XVI-lea. Între 1503 și 1547, Neacșu a fost extrem de activ pe piața la brașoveană, el aducând în special pește săraci și mirodenii orientale din orașele de la Dunăre. Scrisoarea din 1521 demonstrează clar faptul că Neacșu a fost un bun cunoscător al situației politice și militare de la acea vreme. Drept dovadă, el a trimis lui Hans Beckner știri importante cu privire la mișcările trupelor otomane de la linia Dunării și despre acțiunile lui sultanului Suleiman în vederea cuceririi Belgradului, poarta către inima Europei. Această scrisoare certifică întrunde și preexistent la limbii române vorbite. Începând cu sovristerea călcăria, plăcusele de aur sau plumb ale dracilor, cu răbojurile putașilor, cu simboluri eschise, pictate, cuțite sau scurtate, cu folosirea alfabetelor din viață grecesc, romani, chiric, scrisul sau scrisul a făcut parte din viața comunităților românești, fiind necesar în procesul comunicării și a dezavăzării informației. În anul 1910, Nicolae Ior a putut o în prima dată de la scrie de la cea scrisoare în Neași. Clar, concisă și păstivă, extensitatea limbii române, scrisoarea în Neași, este hotărată și elementelor la mine. Fondul latin reprezintă 90% cu o prezență absolută de 89,47%. Fiind constată că, din cele 110 unități ale textului, 67 de cuvinte sunt de origine latină și se vorbește și în alte 7 limbi latine. Frumusețea limbii române a ajuns până la Iunul Mijlociu, de unde studentele de la Universitatea de la Universitatea din China au trimis o videoscrisoare la acest moment de